La mai puțin de două săptămâni de la momentul lansării noii serii iPhone 14 la nivel global, telefoanele au ajuns în magazinele de la noi simultan cu celelalte țări. Momentul a fost punctat de distribuitorul iStyle printr-un eveniment special. Noutatea supremă a acestui an, aceea fiind faptul că România se află pentru prima dată în primul val de lansări al telefonilor și al ceasurilor, ceea ce înseamnă că publicul din România are acces la dispozitive odată cu toate țările din vest, cu statele și nu mai este necesar un timp de așteptare atât de îndelungat cum era până în anul acesta. Noul model de iPhone vine cu îmbunătățiri considerabile. Cea mai interesantă dintre opțiuni este funcția care îi permite dispozitivului să detecteze momentul în care ai fost implicat într-un accident rutier și să apeleze singur numărul de urgențe. Pe lângă atribuția inedită, noul iPhone 14 vine cu îmbunătățiri la nivel operațional și tehnic. Este un upgrade față de anul trecut, în ceea ce privește luminozitatea display-ului, în ceea ce privește procesorul, bineînțeles. O altă noutate este apariția unui model mai mare, cu display-ul mai mare, iPhone 14 Plus, care are un display de 6,1 inch. Odată cu mărirea display-ului, utilizatorii vor avea parte și de o baterie mai mare. Au fost prezentate iPhone 14 Pro și Pro Max, varianta Plus va fi lansată mai târziu. Versiunile Pro vin cu procesor nou, cu noua Dynamic Island, dar și cu camere noi. Mai multe afli de la fotograful Andrei Aretinski. Ce înseamnă însă schimbarea de la 12 megapixel la 48 pentru iPhone 14? Mai multe detalii, imaginea este mai sharp, mai clară, lucru pe care l-am și observat când l-am testat. Când cropezi o imagine, încă ai mai multă claritate în imagine, deși ai cropat, nu mai este blurred și pixelată partea care îți rămâne. Și cine știe, poate o să putem să facem chiar printuri. iPhone 14 Pro se folosește designul Quad Bayer, care combină 4 pixel individual într-un mega super pixel, chiar așa îi zic ei, ceea ce înseamnă că, mai ales în condiții de low lighting, ne ajută la a avea o imagine mai luminoasă și mai clară.